Salut, eu sunt Ruxandra, lucrez de 19 ani în IT, am terminat Politehnica în Cluj-Napoca, am lucrat undeva la 6-7 ani ca developer, după care am avut oportunitatea de a trece pe rolul de management. În momentul actual sunt Head of Delivery la compania Zenitech și Oana mi-a lansat această provocare, haide să spui ceva despre un challenge pe care l-ai avut, ceva ce te-a marcat pe tine în cariera ta. Nu e ușor, am gândit un weekend întreg, ce poveste aș putea spune. S-a întâmplat undeva în primii 5 ani eram un developer, destul de la început. Aveam o colegă de echipă care nu se descurca, nu reușea să țină pasul. Era, nu mi-am inteles exact dacă eram un intern, un junior, dar ceva de genul ăsta. Nu reușea să țină pasul, primeam foarte mult cod către cod review pe care îl tot rescriam și vedeam cumva cum din echipă toată lumea cumva ceda, nu mai avea chef. Nu știu ce s-a întâmplat atunci, dar am zis, hai să încercăm o treabă, hai să vedem dacă putem să schimbăm paradigma asta în care ești tu în momentul ăsta. Și atunci, din timpul meu personal, am spus, ok, eu stau cu tine, te țin de mână și facem drumul ăsta împreună. Și am încercat diverse variante ca să văd cum poate învăța mai bine, cum poate învăța mai bine din codul pe care îl scrie și să devină tot mai bun. Și era o persoană care dorea să progreseze și atunci am văzut cum lună după lună reușeam să facem pași tot mai mult și undeva cred că în jumătate de an era deja un developer independent. La scurt timp după, dacă nu mă înșel, s-a și mutat într-o altă companie pe o poziție mai mare, deci cumva mi-a validat că ce am făcut și progresul pe care el a reușit să-l facă era corect, nu numai mintea mea care vrea să zic că asta a fost o poveste de succes. E foarte ușor să ținem de mână un om performant sau un high performer, cum se zice la noi. Și foarte ușor să nu ținem de mână un om care nu performează. Ne plictisim repede, ne frustrăm repede și atunci zicem, nu, lasă să încerce altul. Și eu cred că e nevoie, mai ales în rolurile de management, să ții de mână pe cineva care nu performează, să îl iei și să spui, ok, nu rezultatul e important, dar e important că o să facem un progres împreună, că o să umblăm drumul ăsta împreună. Unde ajungem? Nu știm, dar hai să facem asta împreună, eu te susțin. Am văzut după aia că am repetat modelul ăsta, l-am repetat cu alți developeri, l-am repetat cu colegi din management, am avut povești de succes în care chiar a existat o evoluție de un punct A, un punct B. Am avut și cazuri în care am spus B-ul de fapt nu era destinația corectă, poate e un C destinația. Și tot procesul în sine a fost foarte mulțumitor până la urmă. De ce zic că și în viața personală m-a ajutat chestia asta? Pentru că la fel, pentru noi, cred că e nevoie câteodată să ne ținem noi pe noi de mână. Cu liniște, cu calm, cu eu sunt aici pentru tine și o să facem asta. Haide că putem, într-un fel sau altul. Nu înseamnă neapărat că o să atingem destinația la care ne gândim în prima fază, dar undeva o să ajungem cu compasiune și cu noi doi împreună o să facem asta. Asta cred că vreau să transmit și sper să vă ajute. Știu că este un șir întreg de doamne și domnișoare care au povestit în anii trecuți și niște chestii foarte faine. Asta este povestea care pe mine m-a marcat cel mai mult în acești 19 ani.